În ziua stimați colegi, mă bucur că ne întâlnim în mare la acest seminar, încheiat în colaborare cu Ministerul Finanțe. Seminarul având ca temă modificările ale codului fiscal în persoanele de 2016. Avem onoarea să avem dintre noi doamna colegul Daniela, șef birou asistență contribuabil, și pe doamna Ionescu Cristina, consilier superior asistență contribuabil. Eu am făcut prezentarea, dar cu siguranță recunoașteți pe doamna, pentru că se înscrie de la ele și ne-au ajutat foarte multe ori să rezolvăm problemele noastre zilnice. De asemenea, salutăm prezența ziarului de Roman și prezența postului TV Roman 24. Și dau cuvântul domnului urmă ca să fie măsoară ce se desfășoară seminarul, să punem întrebări, să facem o bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună și am hotărât de guvern numărul 1 pe 2016 referitoare la normele metodologice de aplicare a codului fiscal. Modificări substanțiale nu au fost aduse vechilor prevederi legale, respectiv legii 571 pe 2003. În schimb, mai sunt o serie de modificări pe care noi vom încerca să le aducem la cunoștință și să le prezentăm. Noi am considerat mai important prezentarea unor noutăți pe impozitul pe profit, o prezentare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și o prezentare referitoare la taxa pe valoare adăugată. Deci, noutățile sau modificările care au fost aduse prin legea 227. De asemenea, eu voi încerca să vă prezint și o serie de puncte de vedere referitoare la anumite cazuri concrete, puncte de vedere care au fost date din Ministerul de Finanțe, prin Direcția de Legislație, Cod Fiscal și Cod Vama. O să începem prezentarea cu noutățile la impozitul pe profil. Colega mea, doamna Ionescu, vă va prezenta câteva dintre noutățile aduse sau ce ne-a sărit nouă noi. Așa. Și apoi eu o să vă prezint impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, TVA-ul și o serie de soluții adoptate de anumite problematici fiscale. După cum am observat, că în domeniul impozitului pe profit au fost aduse câteva modificări, dar nu esențiale. În principiu, regulile au rămas același. Trebuie precizat că, în schimb, s-au introdus ca și contribuabil persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Deci aceste persoane devin supuse impozitului pe profit în România. S-a introdus o nouă categorie de persoane care sunt scutite de la plata impozitului pe profit, respectiv entitățile transparente fiscal cu personalitate juridică. Și atunci să găsiți la articolul 7 la definiții, punctul 14, definiția entității transparente fiscal, care poate fi cu sau fără personalitate juridică și reprezintă o asociere, asociere participativă, asociere în baza contractelor de exploatare în participație, grup de interes economic, societate civilă sau alte entitate care este impozată în mod distinct. Deci doar entitățile transparente fiscal cu personalitate juridică sunt scutite de impozit pe profit. Se menține de asemenea posibilitatea ca un contribuabil să opteze pentru un an fiscal
diferit de anul calendaristic, singura modificare este faptul că aceștia pot anunța organul fiscal în termen de 15 zile de la data începerii anului modificat și nu în termen de 30 de zile înainte de modificare, cum erau vechile prevederi. De asemenea, s-a stabilit o regulă specială pentru contribuabili care intră în dizolvare cu lichidare. Anul fiscal este reprezentat de perioada începând cu 1 ianuarie a anului următor în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare. Deci acesta este noul an fiscal în cazul acestor contribuabili. Se menține cota de impozitare de 16%. O modificare importantă este că se elimină din categoria contribuabililor obligați la plata impozitului minim de 5% a celor care obțin venituri din pariuri sportive, astfel încât regimul special de impozitare cu 5% se aplică numai pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci sau cazinouri. La rezultatul exercițiului s-a definit o nouă noțiune, rezultat fiscal în loc de profit impozabil. Acum rezultatul fiscal poate fi rezultat fiscal pozitiv sau negativ. S-a realizat de asemenea o aliniere în ceea ce privește fiscalitatea cu reglementările contabile, în ceea ce privește corectarea erorilor. Astfel, pentru erorile corectate pe seama rezultatului reportat, ca și până acum, trebuie depusă declarație rectificativă pentru declarația anuală 101, iar corecțiile efectuate pe seama rezultatului curent nu se evidențiază în rezultatul anului precedent. În ceea ce privește facilitatea acordată pentru cheltuieli de cercetare dezvoltare, nu mai este condiționată acordarea facilității de atingerea obiectivelor proiectelor de cercetare-dezvoltare. Deci nu se recalculează impozitul pe profit dacă nu s-au atins obiectivele. A rămas de asemenea scutirea la impozitul pe profitul reinvestit pentru mijloacele fixe din clasa 2.1 din catalogul mijloacelor fixe, și chiar s-a extins aplicarea acestei facilități și pentru activele din clasa 2-2-9, adică calculatoare electronice, echipamente periferice, de asemenea mașini și aparate de casă, control și facturare și programe informatice. Veniturile din dividende obținute de la persoane juridice române sunt neimpozabile, fără a mai impune acea condiție de deținere de 10% din capitalul social pe o perioadă de un an. În schimb, veniturile din dividende obținute de la persoane juridice din Uniunea Europeană sau din state terțe cu care există convenții de evitare a dublei impune sunt neimpozabile numai dacă îndeplinesc acele condiții de deținere de 10% din capital pe o perioadă de un an. Se modifică modul de analiză a deductibilității fiscale a cheltuielilor, eliminând lista exemplificativă a cheltuielilor deductibile, precizându-se în schimb că sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul activității economice. Deci s-a înlocuit sintagma de cheltuieli aferente realizării de venituri impozabile. Se adaugă o prevedere expresă potrivit căreia cheltuielile cu salariile sau asimilate salariilor, dacă acestea nu sunt menționate în mod expres ca fiind deductibile limitat sau nedeductibile, acestea sunt considerate deductibile la calculul impozitului pe profit. Ați observat de asemenea că s-a majorat limita de deductibilitate fiscală a cheltuielilor sociale de la 2% la 5% aplicată asupra valorii cu salariilor și s-a clarificat deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu voucherele de vacanță. Acestea nu sunt considerate cheltuieli sociale și sunt deductibile potrivit reglementărilor prin care s-a aprobat suma aferentă acestora. De asemenea, nu se mai precizează că sunt nedeductibile cheltuielile cu pensiile facultative sau de asigurare voluntară de sănătate în limita a 400 de euro, pentru că, în schimb, le regăsim la impozitul pe venit, această limitare de 400 de euro, iar dacă se acordă mai mult de 400 de euro, acestea devin avantaje și sunt asimilate cu impozit pe venit și contribuții salariale. Deci nu s-a mai simțit nevoia să se precizeze și la impozitul pe profit. S-a introdus de asemenea o excepție de la nedeductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile și penalitățile datorate autorităților române și străine,
referitoare la neaplicarea principiilor nedeductibilității în cazul contractelor comerciale încheiate între contribuabili și autorități. Deci, în cazul acestor contracte, nu se pune problema nedeductibilității. S-a majorat procentul de deducere pentru cheltuielile cu sponsorizarea de la 3 la 1000 la 5 la 1000 din cifra de afaceri. De asemenea, o precizare expresă este acolo în legătură cu deductibilitatea cheltuielilor cu stocurile sau mijloacele fixe, care sunt deductibile dacă au fost încheiate contracte de asigurare, dacă au fost degradate calitativ și se face dovada distrugerii, au termen de valabilitate expirat și depășit conform legii. De asemenea, se precizează că sunt deductibile pierderile din creanțe pentru partea acoperită de provizion, înregistrată și în următoarele situații. Punerea în aplicare a unui plan de reorganizare, confirmat într-o sentință judecătorească în conformitate cu legea 88/2014, dacă au fost încheiate contracte de asigurare. În ceea ce privește rezervele și provizioanele, avem și aici o eliminare a unei condiții de deductibilitate. Practic, acum există doar 3 condiții de deductibilitate a provizioanelor și anume, să nu fie încasate în termen de 270 de zile, să nu fie garantate de altă persoană și să nu fie la o persoană afiliată. Practic, s-a eliminat acea sintagmă, au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabililor. Nu mai este precizarea aceasta. În ceea ce privește deductibilitatea dobânzilor, s-a modificat la calculul gradului de îndatorare. După cum știți, intrau toate creditele și împrumuturile cu termen mai mare de un an și acum este această condiție. În schimb, se face precizarea că intră și împrumuturile care nu au stabilită prin contractul încheiat, nu au stabilită dobândă. Deci intră acum la calculul gradului de îndatorare și astfel de împrumuturi. Se reduce procentul de dobândă deductibilă la împrumuturile în valută primită de către contribuabil de la alte entități. Deci a fost 6% până la sfârșitul anului 2015 și acum este de 4%. Se explică de asemenea mai clar acum cum se amortizează investițiile efectuate la mijloacele fixe existente, fie majorând valoarea fiscală rămasă pe durata de amortizare rămasă, folosind aceeași metodă de amortizare. S-a mai stabilit acum în ceea ce privește plata și depunerea impozitului pe profit, referitor la cel contribuabil care aplică sistemul de plăți anticipate, plata și declararea impozitului pe trimestrul 4 se face pe 25 decembrie a anului în curs și nu pe 25 ianuarie, cum era până la sfârșitul anului trecut. De asemenea, a fost diminuată cota de impozit pe dividende la 5% și, după cum se știe, orice profit repartizat începând cu 2016, fie din exercițiul anului trecut, fie din rezultatul reportat, pentru această repartizare se aplică tot cota de 5%, indiferent din profitul cărui an a făcut repartizarea. Și ultima modificare pe care am reținut-o la impozit pe profit este că s-a clarificat modul de impozitare a veniturilor obținute de persoane juridice străine din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror altor drepturi legate de proprietăți. În acest sens, se elimină prevederea căreia exista posibilitatea impozitării la sursă a acestor venituri de către plătitorul venitului. Practic, impozitarea se realizează acum direct de către nerezident, acesta fiind obligat să se înregistreze fiscal în România. Și poate exemple concrete, să mai revină părerea mea cu ceea ce se numește impozitul pe profit. La impozitul de microîntreprinderilor au fost aduse o serie de modificări. După cum știți, în ceea ce privește condiția referitoare la nivelul veniturilor realizate, deci această condiție a fost modificată de la 65.000 de euro la 100.000 de euro. Apoi, celelalte condiții referitoare la încadrare în categoria micro-întreprinderilor au rămas valabile în continuare.
respectiv referitoare la veniturile realizate, la respectiv cele din consultanță, după cum știți, dacă se realizează venituri din consultanță sau management care depășesc 6% din nivelul total al veniturilor, acele societăți nu pot fi încadrate în categoria veniturilor întreprinderilor. Apoi, capitalul social trebuie să fie deținut de alte persoane decât state sau au universitatea administrativ teritoriale și respectivele societăți nu se află în dizolvare urmată de lichidare, înregistrată la Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești potrivit legii. De asemenea, nu intră sub incidența prevederilor impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor nici persoanele juridice care desfășoară activități de exploatare, dezvoltare și explorare a zăcămintelor petroliere și a gazelor naturale. După cum știți, au fost modificate cotele de impozitare, astfel micro-întreprinderile care au peste 2 salariați inclusiv plătesc o cotă de impozit de 1%, pentru micro-întreprinderile care au un salariat plătesc o cotă de 2%, iar pentru micro-întreprinderile care nu au salariați a rămas cota de 3%. Excepții de la aceste reguli din cotele de impozitare fac societățile nou înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o perioadă mai mare de 48 de luni, iar acționarii sau asociații respectivei societăți nu au deținut titlul de participare la alte persoane juridice. În cazul acestora, cota de impozitare fiind de 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice potrivit legii. Fac mențiunea că în cazul acestor societăți, condiția referitoare la încadrarea unui salariat, deci salariatul trebuie să fie încadrat în termen de 60 de zile de la data înființării societății. Iar cota de impozitare de 1% se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Cu condiția ca în cadrul perioadei de 48 de luni, de la data înregistrării, micro-întreprinderea să nu se afle în lichidare voluntară, dizolvare fără lichidare, inactivitate temporară, declararea pe propria răspundere a nedesfășurării de activități la sediu social sau sediile secundare potrivit legii. În cazul în care persoana juridică română nou înființată nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică cotele în vigoare, respectiv 2 sau 3%, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, începând cu trimestrul în care nu mai are salariat. Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă potrivit legii 53/2003, codul muncii. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul, cazul micro-întreprinderilor care au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial, deci este foarte important lucrul acesta, dacă fracțiunile de normă respectivă prevăzute, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi. Deci dacă am 2 salariați cu timp parțial, cu 8 ore, 1, 8 ore, 1, se consideră că am un salariat. Se consideră că am o normă întreagă, deci așa cum aș avea un salariat și a fost procesul în cazul acesta. De asemenea, prin salariat se înțelege și persoanele care au încheiate contracte de administrare sau mandat potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim pe țară garantat în plată. În cazul în care în cursul anului se modifică numărul de salariați, cotele de impozitare de 1, 2 sau 3% se aplică corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea numărului de salariați. Adică, dacă la începutul anului nu am niciun salariat,
mă refer la trimestrul 11, deja că la trimestrul 1 nu am niciun salariat, iar nu știu, pe 29 martie angajez un salariat, atunci voi aplica pentru tot trimestrul 1 o cotă de impozitare de 2%, aplicabilă și pe întreprinderilor care au un salariat. Da? Deci aplic cota de impozitare care este valabilă pentru situația de la sfârșitul trimestrului. Da? Important de reținut este faptul că în cazul micro-întreprinderilor care nu au niciun salariat sau au unul sau doi salariați, în situația în care numărul acestora se modifică, în scopul menținerii sau modificării cotelor de impozitare, noi salariați trebuie angajați cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, pe o perioadă de cel puțin 12 luni. Aceasta este o condiție suplimentară, deci dacă fac angajare de personal, ar trebui acel contract individual de muncă să fie pe o perioadă de cel puțin 12 luni. Au fost modificate și regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile micro-întreprinderilor. Dacă în cursul, după cum știți, dacă în cursul unui an fiscal micro-întreprinderea realizează venituri care depășesc nivelul prevăzut de lege, în cazul actual 100.000 de euro, sau depășește ponderea veniturilor din consultanță și management în total 20% din totalul veniturilor realizate, societatea respectivă datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite. Important de reținut este faptul că, virgulă, calculul și plata impozitului pe profit se realizează începând, așa cum am mai spus, cu trimestrul respectiv, dar luându-se în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu acel trimestru. Deci, până la sfârșitul anului trecut, erau luate în considerare veniturile și cheltuielile realizate de la începutul anului. Se calcula impozitul pe profit aferent și apoi se scădea din impozitul pe profit, impozitul pe venit plătit. Acum nu, se calculează impozitul pe profit, luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul din care s-a depășit nivelul veniturilor. Referitor la termenele de declarare a mențiunilor, persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal, precum și micro-întreprinderile care ies din sistemul de impunere, trebuie să comunice organelor fiscale ieșirea sau aplicarea sistemului de impunere pe veniturile micro-întreprinderilor potrivit prevederilor codului de procedură fiscală, respectiv potrivit legii 207 pe 2015, termenul fiind de 15 zile de la data producerii evenimentului. În cazul în care, în cursul anului, una din condițiile referitoare la capitalul social, respectiv la dizolvarea societății urmată de lichidare, deci dacă în cursul anului capitalul social este deținut de stat sau de o altă autoritate administrativ teritorială sau dacă societatea se află în dizolvare urmată de lichidare, micro-întreprinderea comunică organelor fiscale ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile micro-întreprinderilor până la data de 31 martie, inclusiv anului fiscal următor, ieșirea din acest sistem de impunere realizându-se începând cu 1 ianuarie anului următor, cel în care a avut loc modificarea capitalului social sau intrarea în dizolvare urmată de lichidare. Cam atât referitor la impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor. Referitor la taxa pe valoare adăugată, au fost preluate o serie, au fost reactualizate definițiile
și semnificația unor termeni sau expresii folosiți în cadrul codului fiscal, în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată. O să observați că activele corporale fixe, există o modificare a definiției activelor corporale fixe, în sensul că acesta reprezintă orice imobilizare corporală amortizabilă, construcțiile și terenurile de orice fel. Deci nu sunt, înainte erau considerate active corporale fixe, doar activele corporale care aveau o durată normală de utilizare mai mare de un an și mai mare decât limita prevăzută prin hotărâre a guvernului. Acum nu mai se ține cont de aceste prevedere periculare, dar durata normală de utilizare mai mare de un an și valoarea mai mare decât limita prevăzută prin hotărâre a guvernului. Această modificare a definiției activelor corporale fixe, o să vedeți care e importanță în ceea ce privește ajustarea partei de valoare adăugată deductibilă pentru anumite situații. Rămâne valabilă prevederea existentă până la 31 decembrie 2015 referitoare la transferul de active, respectiv nu constituie în anumite condiții livrare de bunuri în sfera TVA, transferul tuturor activelor sau al unei părți a acestora, numai în situația în care primitorul activelor este o persoană impozabilă stabilită în România, conform articolului 266 aliniatul 2. Deci și până la 31 decembrie 2015 era valabilă prevederea potrivit căreia transferul activelor, tuturor activelor sau transferul parțial de active nu constituia livrare de bunuri în sensul TVA, dar nu era condiția referitoare la primitorul activelor. Deci primitorul activelor putea să fie și o persoană juridică străină. În prezent, se pune o condiție suplimentară referitoare la primitorul activelor. Acesta trebuie să fie o persoană impozabilă stabilită în România. Iar după cum știți, persoanele stabilite în România sunt persoanele juridice înființate în România potrivit legii 31, dar pot fi și persoane juridice străine care au un sediu fix în România, adică dispun de suficiente resurse materiale, umane și tehnice pentru a desfășura activități economice în România. Aceleași prevederi referitoare la faptul că nu constituie livrare de bunuri în sfera TVA sunt valabile și în cazul divizării și sau fuziunii. Da? Deci, în cazul divizării sau fuziunii, transferul tuturor activelor sau al unei părți al acestora nu constituie o livrare de bunuri în sensul taxei de valoare adăugată. Numai că știți, dumneavoastră știți că primitorul activelor este cel care are obligația de a ajusta sau de a efectua corecțiile necesare în cazul în care acele active corporale sunt destinate realizării unor operațiuni scutite fără drept de reducere. De asemenea, în cazul schimbării regimului de impozitare, se procedează la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau data prestării de servicii, numai dacă factura este emisă pentru contravalarea parțială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, dacă a fost încasat un avans pentru contravalarea parțială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, mai puțin în cazul operațiunilor pentru care se aplică TVA la încasare. S-au instituit prevederi potrivit cărora întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire și care ulterior se înregistrează în scopuri de TVA vor avea obligația regularizării avansurilor încasate sau a facturilor emise înainte de trecerea la regimul de taxare pentru a aplica regimul în vigoare la data livrării de bună sau data prestării de servicii. Am să dau un exemplu unei societăți care
să spunem că încasează un avans în luna septembrie, se înregistrează ca plătitoare de TVA în luna noiembrie, ca urmare a depășirii plafonului de scutire. Luna în care realizează o livrare de bunuri, în valoare, să spun, de 1000 de lei, pentru care a încasat avansul în septembrie 2015. Conform vechii legislații, respectiv conform legii 571/2003, valabil până la 31 decembrie 2015, la facturarea bunurilor pentru avansul încasat nu se datora TVA, TVA datorându-se doar pentru diferența până la 1000 de lei. Am spus că valoarea bunurilor livrate iese de 1000 de lei. Furnizorul, după înregistrarea în scopul de TVA, emite factură de regularizare, pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare aferentă lucrării în regim de pentru factura încasată, factura de avans încasată înainte de data înregistrării în scopul de TVA și concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri sau prestării de servicii, aplicând regimul corespunzător operațiunii respective, respectiv taxarea inversă, scutire fără drept de deducere sau taxare, aplicându-se cotele în vigoare. Iar operațiunea de ștornare poate fi făcută pe baza ori de aceeași factură sau de facturi diferite. Aceste prevederi se aplică indiferent dacă factura este emisă pentru întreaga contravaloare a livrării sau prestării sau este încasată integral contravaloarea livrării prestării înainte de data facturii generator. Deci eu, dacă am o factură de avans încasată înainte de a intra, de a mă înregistra în scopul de TVA, acel avans rămâne facturat în regim de scutire fără TVA, iar ulterior, când se refacturează, se refacturează cu cota în vigoare la momentul în care fac livrarea. Aceleași reguli se aplică și persoanelor impozabile care sunt scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopul de TVA. Numai că, în cazul acestora, regula se aplică doar în cazul în care factura este emisă pentru întreaga contravaloare a livrării de bunuri sau prestării de servicii, sau este încasat integral contravaloarea livrării de bunuri sau prestării de servicii. Baza de impozitare, s-a introdus o prevedere conform căreia baza de impozitare a bunurilor de natură alimentară, al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate, se stabilește conform procedurii stabilite prin norme. Astfel, în cazul de bunurilor de natură alimentară, al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate, fiind acordate gratuit unor organizații fără scop patrimonial, instituții publice sau unități de cult și structuri ale cultelor religioase recunoscute în România, conform prevederilor în vigoare privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care fac dovada că le vor acorda gratuit în scopuri sociale sau filantropice, baza de impozitare este zero, deci nu se datorează TVA pentru aceste cazuri. De asemenea, a fost introdusă o prevedere care să permită ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se mai poate încasa ca urmare a confirmării unui plan de reorganizare prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată conform prevederilor legii insolvenței. Important de reținut este faptul că planul de reorganizare trebuie să fie confirmat începând cu 1 ianuarie 2016 pentru a putea fi aplicate aceste prevedere referitoare la ajustarea bazei de impozitare, iar ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare,
Deci ce înseamnă ajustare? Ajustare înseamnă ștornarea TVA-ului colectat aferent acelei livrări sau acelei prestări de servicii. Deci în momentul în care există un plan de reorganizare prin care creanța este modificată sau eliminată, conform prevederilor legii insolvenței, este permisă ajustarea TVA-ului, adică ștornarea TVA-ului colectat. Dar, așa cum am mai spus, planul de reorganizare trebuie să fie confirmat începând din 1.1.2016, ajustarea fiind permisă cu data pronunțării hotărârii judecătorești. Deci, până în prezent, ajustarea putea fi făcută numai în cazul falimentului beneficiarului, pe baza hotărârii judecătorești de includere a procedurii, prevederea 85. Deci, în prezent, mai apare și această posibilitate de ajustare a TVA-ului colectat în cazul confirmării unui plan de reorganizare prin care s-a modificat creanța, suplimentar de ajustarea în cazul falimentului beneficiarului. Referitor la cotele de TVA, știți că acestea au fost modificate în ianuarie 2016. Cota normală de TVA este de 20% și se aplică până la 31 decembrie 2016 și 19% începând cu 1 ianuarie 2017, dacă nu se va mai modifica legislația. Se continuă aplicarea cotei de 9% pentru livrarea de proteze și accesorii acestora, cu excepția protezelor dentare, care, după cum știți, sunt scutite fără drept de deducere. Apoi se aplică cota de 9% pentru livrarea de produse ortopedice, livrarea de medicamente de uz uman și veterinar, cazare în sector hotelier sau sectoare cu funcție similară, livrarea de bunuri alimentare, servicii de restaurant și catering. Noutatea constă în faptul că această cotă de 9% s-a introdus și pentru livrarea apei potabile și apei pentru irigații în agricultură. Deci, modificarea a fost făcută prin ordonanța de urgență 50/2015. De asemenea, s-a redus cota de TVA de la 9% la 5% pentru manuale, școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv publicității. De asemenea, 5% în prezent se aplică și pentru accesul la castele, muzee, case memoriale, grădini botanice, grădini zoologice, târguri, expoziții, evenimente culturale, cinematografe. Se continuă aplicarea cotei de 25% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și pensionari, livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru invalizi handicapați, livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite către primării, în vederea atribuirii de către acestea, cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței, și livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, achiziționate de orice persoană necăsătorită sau familie. Singura condiție care s-a modificat aici este cea referitoare la nivelul valorii maxime a locuinței pentru aplicarea cotei reduse de 5%, respectiv s-a majorat valoarea de la locuințe de la 380.000 la 450.000. De asemenea, regulile care sunt aplicabile în cazul schimbării cotei de TVA, aici au fost în sensul
că începând cu 1 ianuarie au fiind modificate cotele, au existat diverse situații concrete care au necesitat, eu știu, anumite precizări suplimentare, ca regulă generală, în cazul schimbării cotei, se procedează la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data la care are lucrarea de bunuri sau prestarea de servicii. Pentru facturi emise pentru valoare parțială a livrării de bunuri sau avanturi încasate pentru valoarea parțială a livrării de bunuri. Aici am să încerc să iau o serie de exemple. Este cam tardiv acum, sunt cam tardive precizările, dar poate ați avut, eu știu, probleme cu aplicarea cotei și atunci poate o să vă ajute să vedeți dacă ați gândit bine sau nu când ați aplicat o anumită cotă de TVA. Iau cazul unei societăți de construcții care îndocnește situații de lucrări în cursul lunii decembrie 2015 pentru lucrări efectuate în lunile noiembrie și decembrie. Contractul prevede că situația de lucrări trebuie acceptată de beneficiar. Beneficiarul acceptă situația de lucrări în luna ianuarie 2016. Fac o paranteză, deci știți cum cazul lucrărilor de construcții, factul generator intervine la data limitării situațiilor de lucrări sau la data la care situațiile de lucrări sunt acceptate, în cazul în care în contractul încheiat este această mențiune. Dar eu m-am referit la situația în care, potrivit contractului, situațiile de lucrări trebuie acceptate de beneficiar. Deci, în cazul în care situațiile de lucrări au fost emise în luna decembrie, dar au fost acceptate în luna ianuarie, deci se pune problema cotei de TVA aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016. Prin urmare, dat fiind faptul că situațiile de lucrări au fost acceptate conform contractului în luna ianuarie, factul generator este, are loc în luna ianuarie, deci se va aplica cota de 20%. În situația în care, înainte de emiterea situațiilor de lucrări, au fost emise facturi de avans cu cotă de 24%, după data de 1 ianuarie 2016, avansurile respective se regularizează prin aplicarea cotei de 20%. Adică dacă am o situație de lucrări pentru 1000 de lei, am emis factură de avans, să spun în luna noiembrie, da, 2015, pentru 400 de lei. Ei, acel 400 de lei, pentru el s-a datorat TVA de 24%. Da? În momentul în care emit factura în luna ianuarie 2016, când are loc factul generator de taxă de valoare adăugată, atunci voi ștorna acel 400 de lei facturat în luna noiembrie cu cotă de 24% și îl voi repune cu cotă de 20%, iar diferența de 1000 de lei, la fel se va factura tot cu cota în vigoare, diferența de dintre 1000 și 400, tot cu cota de 20%. Deci, teoretic, rezultă o diferență de TVA de colectată și tornată. De asemenea, o societate de consultanță fiscală prestează servicii de consultanță pentru care emite rapoarte de lucru. Prin contract se prevede că este necesară acceptarea raportului de lucru de către client. Factul generator de taxă este, prin urmare, la data emiterii raportului de lucru. Dacă societatea de consultanță a prestat servicii de consultanță în lunile noiembrie și decembrie 2015, pentru care a emis rapoarte de lucru în luna decembrie 2015, factura va fi emisă aplicându-se cota de 24%, termenul de emitere a facturii fiind 15 ianuarie 2016. Da? Deci, după cum știți, la regulile referitoare la emiterea facturii nu influențează cota de TVA aplicabilă. Adică dacă un contract cu încheiat cu clientul se stipulează că
serviciile de consultanță sunt prestate în luna în care se emit acele rapoarte de lucru. Rapoartele de lucru au fost emise în luna decembrie, deci factura se emite cu cotă de TVA valabilă în luna decembrie, 24%, dar dacă factura este emisă în cadrul termenului de 15% și este emisă cu dată de luna ianuarie 2016. Aceleași reguli sunt aplicabile și în ceea ce privește achizițiile intracomunitare de bunuri referitoare la cota aplicată. De exemplu, dacă o societate înregistrată în scopuri de TVA recepționează bunuri livrate din Ungaria în România în cursul lunii decembrie 2015, până la data de 15 ianuarie 2016, societatea nu primește factură aferentă bunurilor recepționate în luna decembrie 2015. După cum știți, este obligată societatea să emită o autofactură pentru achiziția efectuată. Emite autofactura în luna ianuarie 2016, aplicând cota de TVA de 20%. Achiziția intracomunitară se declară în decontul de TVA și în declarația recapitulativă aferentă lunii ianuarie 2016. Dacă în luna februarie 2016 societatea primește factură emisă de furnizor, dar factura are dată din decembrie 2015, atunci se va proceda la regularizare. Deci, întrucât factura are data anterioară datei de 15 ianuarie 2015, exigibilitatea TVA-ului intervine la data la care este emisă factura, adică în decembrie. Prin urmare, în luna februarie, societatea va înscrie pe rândurile de regularizări din decontul de TVA diferențele de curs valutar rezultate între cursul în vigoare la data emiterii autofacturii și cursul de schimb în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor, adică din decembrie, pentru a raporta achiziția intracomunitară de bunuri la cursul de schimb valutar valabil la data exigibilității taxei, adică din luna decembrie. Societatea va regulariza cota de TVA aferentă acestei achiziții intracomunitare de bunuri în sensul aplicării cotei de TVA de 24%, cotă aplicabilă la data exigibilității achiziției intracomunitare de bunuri. Iar societatea va rectifica declarația recapitulativă aferentă în ianuarie în sensul excluderii achiziției intracomunitare de bunuri din luna ianuarie și declararea acesteia în declarația recapitulativă aferentă în lunii decembrie. Un pic mai greu, dar mai pe scurt. Deci, dacă s-a făcut recepție de bunuri achiziționate intracomunitar în decembrie, da? Nu s-a primit factura conform regulilor referitoare la exigibilitatea TVA-ului aferente achizițiilor intracomunitare, aceasta este exigibilă până pe 15 luni următoare, nefiind primită factura până pe 15 ianuarie, atunci societatea este obligată să emită o autofactură, da? Emite autofactură pentru achiziția respectivă, o înregistrează în decontul de TVA și în declarația recapitulativă aferentă din ianuarie. Cota de TVA este cea în vigoare în luna ianuarie, adică 20%. Dacă ulterior primește factura și factura are dată din decembrie, tornează din decontul de TVA achiziția și din declarația recapitulativă și o evidențiază în o trece de regularizări din decontul de TVA, da? Și în declarația recapitulativă pe lunii decembrie, cu cotă de 24%. O să vedeți când materialul să vă transmit materialul și o să vedeți explicația. În ceea ce privește scutirile,
După cum știți, lucrările de construcții și terenuri, altele decât lucrările de construcții, altele decât cele noi și lucrările de terenuri, altele decât cele construibile, sunt operațiuni studiite, fără drept de deducere, la cele construcțiile noi, fiind operațiuni impozabile, supuse tot în normală de deja. Stabilirea valorii unei construcții noi ca urmare a transformării se poate realiza potrivit noilor prevederi legale pe baza datelor contabile, cu excepția situației în care se utilizează metoda de evaluare bazată pe cost, sau pe baza valorii stabilite prin un raport de expertiză respectiv evaluare. În cazul în care se înstrăinează doar o parte din construcție, iar valoarea acesteia și a bunătăților aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate în baza unui raport de expertiză, respectiv evaluare. Nu era această prevedere până la apariția legii 227. În ceea ce privește deducerea taxei pe valoare adăugată pentru persoana impozabilă cu regim mixt și persoana parțială impozabilă. Deci, persoanele impozabile cu regim mixt sunt persoanele care realizează atât operațiuni scutite cu drept de deducere, cât și operațiuni scutite care nu dau drept de deducere. În cazul acestora a fost introdusă o prevedere potrivit căreia, în cazul achizițiilor efectuate de persoanele impozabile cu regim mixt și care sunt destinate realizării de investiții, va fi permisă deducerea integrală a TVA pe parcursul procesului investițional. Am să iau exemplul unei clinici medicale care urmează să realizeze atât operațiuni scutite, cât și operațiuni impozabile. Serviciile scutite sunt servicii constând în asistență medicală, da? Iar cele impozabile sunt, de exemplu, eu știu, servicii de înfrumusețare, ar putea să facă o clinică. În cazul acesta, potrivit prevederilor valabile începând cu 1 ianuarie 2016, pentru achizițiile destinate construcției clinicii, este permisă deducerea integrală a taxei pe valoare adăugată. Iar pentru celelalte cheltuieli ale societății, acestea TVA aferent se deduce pe bază de prorată definitivă. Deci TVA aferent investiției se deduce pe parcursul derulării procesului investițional ca la finalul punerii în funcțiune să se ajusteze taxa pe valoare adăugată dedusă pe bază de prorată în funcție de nivelul veniturilor realizate în momentul începerii activității. Iar pentru celelalte cheltuieli, TVA-ul se reduce de bază de prorată provizorie în fiecare an fiscal, urmând a fi redusă pe bază de prorată definitivă la momentul deschiderii procesului investițional și realizării de venituri. O prevedere importantă consider că se referă la dreptul de deducere exercitat prin decontul de TVA. A fost modificat termenul de prescripție în care se poate exercita dreptul de deducere. Astfel au fost introduse prevederi conform cărora se permite exercitarea dreptului de deducere și după expirarea perioadei de prescripție, care știți că este 5 ani, în situația în care furnizorul a fost controlat și emite factură de corecție, deducerea efectuându-se în termen de cel mult un an de la primirea facturii de corecție.
De asemenea, știți că în documentul de TVA nu sunt preluate taxa pe valoare adăugată pentru care a fost aprobată o înlesnire la plată. Taxa acumulată de plată în care organul fiscal s-a înscris la masa federală, potrivit prevederilor legii, și soldul sumei negative de taxă pe valoare adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoare adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței prevăzute de legislația în domeniu. Deci soldul de TVA-ul de rambursat aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii nu se prea în decontul de TVA, debitorul fiind obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea de contului perioadei fiscale anterioare. Referitor la ajustarea taxei verificabile în cazul bunurilor de capital. Deci, așa cum am mai spus, important este faptul că s-a realizat modificarea sferei de cuprindere a bunurilor de capital, respectiv includerea în categoria acestora a bunurilor activelor corporale fixe, indiferent de durata normală de utilizare și, corelativ, simplificarea modului de efectuare a ajustărilor privind taxa pe valoare adăugată de către agenții economici pentru activele corporale fixe care, în prezent, nu sunt considerate bunurile de capital. După cum știți, prevederile referitoare la ajustare, valabile până la 31 decembrie 2015, în cazul bunurilor de capital se realiza ajustarea taxei deductibile doar pentru bunurile de capital care aveau durata normală de utilizare, durata normală de amortizare stabilită mai mare sau egală cu 5 ani. Pentru celelalte active corporale care aveau durata normală de amortizare mai mică decât 5 ani, acestea se trebuiau aferent să ajusta pe perioada, pe durata rămasă neamortizată. Noile prevederi referitoare la ajustarea taxei deductibile, valabile începând cu 1 ianuarie 2016, se aplică pentru achizițiile de active corporale fixe realizate cu 1 ianuarie 2016. Pentru celelalte active corporale se aplică aceleași prevederi valabile la momentul în care au fost înregistrate în evidența contabilă. Deci, așa cum am mai spus, bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital, indiferent dacă în contabilitatea persoanei impozabile sunt înregistrate ca stocuri sau ca imobilizări corporale. Deci, pentru bunurile imobile se realizează ajustare, indiferent, după cum știți, la stocuri se aplică o altă regulă de ajustare a TVA-ului. TVA-ul se ajustează pentru bunurile existente în stoc și care ulterior sunt destinate realizării de operațiuni scutite fără de reducere. Pentru bunurile imobile, ajustarea efectuându-se pe o perioadă de 20 de ani, de la data la care sunt înregistrate în evidența contabilă. De asemenea, operațiunile de transformare sau modernizarea bunurilor imobile, părților de bunuri imobile care sunt considerate bunuri de capital, efectuate de beneficiarul unui astfel de contract, aparțin beneficiarului până la sfârșitul contractului respectiv. Aici, în cazul în care, la sfârșitul contractului, în care, nu știu dacă se închiriază o clădire, iar chiriașul realizează modernizări ale clădirii respective. În cazul în care, la sfârșitul contractului, acele modernizări sunt transferate proprietarului clădirii, atunci operațiunea este impozabilă, nu se mai realizează o ajustare de TVA. În schimb, dacă transformarea sau modernizarea respectivă nu are loc cu se face cu titlul gratuit, atunci
Tiriașul, care a făcut modernizarea sau transformarea, are obligația ajustării de grad. Iar ajustarea se efectuează pe o perioadă de 20 de ani de la data procesului verbal de recepție a transformării sau modernizării. Nu se ajustează taxa în cazul casării unui bun de capital. Da? Deci, în prezent, nu se mai casează taxa pe valoare adăugată aferentă casării unui bun de capital. Au fost modificate prevederile referitoare la calculul taxei pe valoare adăugată, datorate de persoanele care nu solicită sau care solicită cu întârziere înregistrarea ca plătitor de TVA. Astfel, în acest caz, organele fiscale au obligația determinării obligațiilor din taxa pe valoare adăugată de plată, ca diferență între taxa pe valoare adăugată pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o plăteze și taxa pe valoare adăugată pe care aceeași persoană impozabilă ar fi avut dreptul să o deducă de la data la care persoana impozabilă ar fi fost înregistrată în scopul de TVA în mod obișnuit. Deci nu se face o diferență între TVA-ul colectat și TVA-ul deductibil. La un moment dat era taxa pe valoare adăugată, datorată, se stabilea doar la nivelul taxei pe valoare adăugată colectată. De asemenea, în cazul în care rezultă suma negativă de taxă pe valoare adăugată, se aplică același principiu. Deci nu se va determina taxă pe valoare adăugată de plată, ci suma negativă, dacă diferența între colectat și deductibil este negativă. O altă prevedere constă la nouă, constă în introducerea obligației de emitere a unei autofacturi de către beneficiar în situații care generează ajustarea bazei de impozitare. Mă refer la vechile situații prevăzute pe vechiul cod fiscal la articolul 138, iar pe noul cod fiscal la articolul 319, adică desfințarea de contracte, refuzuri, retururi, reduceri de preț. Deci, în acest caz, în calcul, dacă nu se primesc facturi pentru astfel de situații, atunci există obligația limitării de către autofacturi, către beneficiarea unei autofacturi. Iar autofactura se emite cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare, celei în care au intervenit situațiile respective, adică lunii în care s-a desfințat contractul sau lunii în care s-a aflat de reducerea de preț sau a avut loc refuzul sau refuzul. Referitor la măsurile de simplificare, au fost introduse prevederi noi, respectiv, după cum știți, rămân în continuare supuse măsurilor de simplificare livrările de deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv de simplificate rezultate din prelucrarea, fabricarea sau copirea acestora, livrările de reziduri și alte materiale reciclabile, alcătuire din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduri industriale care conțin metale sau aliajele lor, livrări de deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, ciocuri de sticlă și sticlă. Important de reținut este faptul că deșeuri sunt, o să vedeți acum, și bunurile de natură activelor corporale fixe, care nu sunt casate de către deținătorii acestora, ci sunt livrate ca atare către alți operatori economici, care dețin o autorizație valabilă de mediu pentru activitatea de dezmembrare și rezultă din prevederile contractuale că activele corporale fixe sunt achiziționate în vederea dezmembrării.
pentru a fi aplicate măsurile de simplificare, știți, condiția general valabilă ca atât furnizorul, cât și beneficiarul trebuie să fie persoane impozabile înregistrate în scopul de TVA, iar pentru acest caz, pentru bunul de natură activelor corporale fixe, pentru aplicarea măsurilor de simplificare este necesară deținerea unei copii de pe autorizația de mediu valabilă, acesta constituind, așa cum am mai spus, un document de justificare a aplicării taxării inverse. De asemenea, măsuri de simplificare se mai aplică și pentru livrarea de material de masă lemnoasă și materiale lemnoase, astfel cum se definite de legea 46 pe 2008, respectiv codul civil, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilită în România, transferul de certificate verzi, iar în cazul livrării de cereale și plante tehnice, măsurile se aplică și pentru semințe de oleaginoase și sprecă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali. De asemenea, ca o noutate, este faptul că începând cu 1 ianuarie 2016, pentru construcții, părți de construcții și terenuri de orice fel, pentru a căror lucrare se aplică regimul de taxare, prin efectul legii sau prin opțiune, se aplică măsuri de simplificare. Deci dacă furnizorul și beneficiarul sunt înregistrați ca furnizor de TVA, pentru livrările de construcții noi sau de terenuri construibile, care sunt operațiuni taxabile, dar și pentru livrările de construcții vechi, pentru care s-au optat pentru plata TVA-ului, se aplică măsuri de simplificare, deci se emite factură fără taxa pe valoarea adăugată, beneficiarul evidențiind în contabilitate și în jurnalul de cumpărări 446 la 4427, deci taxare invers. Am să iau aici două exemple. În cursul anului 2015, o persoană impozabilă contractează construirea și achiziționarea unei clădiri cu o societate imobiliară care deține și titlul de proprietate asupra respectivei clădiri care urmează să fie construită. Valoarea clădirii stabilită prin contract este de 10 milioane lei. Furnizorul a emis facturi parțiale în sumă de 8 milioane lei în anul 2015 și taxa pe valoare adăugată aferentă de 1.920 lei, respectiv cota de 24%. Factul generator de taxă intervine în luna martie 2016, adică în luna martie 2016 se emite factură pentru întreaga valoare a clădirii, urmând ca tot în luna martie să se efectueze regularizările facturilor parțiale emise în anul 2015. Astfel se emite factură de ștornă pentru acei 8 milioane care au fost încasați ca avans în 2015 și care au fost facturați cu cota de TVA de 24%, da? Se emite o nouă factură în care se evidențiază cei 8 milioane cu semnul plus, deci odată îi scad cu cota de 24% și odată îi repun cu cota de 20%, da? Valabilă în anul 2016. Iar pentru diferența între 10 milioane și 8 milioane, pentru 2 milioane se aplică măsuri de simplificare, adică taxare inversă. De asemenea, o întreprindere mică, care încasează în anul 2015 suma de 50.000 de lei pentru livrarea unui teren construibil, aplicând regimul special de scutire prevăzut la articolul 310, adică o societate care nu este producătoare de lemn, da? Începând cu data de 1 decembrie 2015,
societatea de bine persoană în dozaj, înregistrată în scopul de program. Livrarea terenului are loc până în februarie 2016. Valoarea totală a terenului construit este de 150.000 de lei. Persoana impozabilă în cauză are obligația să efectueze următoarele regularizări la data livrării terenului. Deci, într-o primă fază, a emis factură pentru avansul încasat în luna, în anul 2015, fără TVA, pentru că era persoană persoană neplătitoare de program, da? Ștornează avansul cu semnul minus și îndreptului scrie scutit de TVA, regularizează factura în februarie 2016, respectiv repune avansul cu semnul plus și cu cota de TVA de 20%, iar pentru diferență, deci avansul își tornează și apoi îl repune cu cota de 20%, și numai pentru diferență până la valoarea integrală a bunului livrat, aplică măsuri de simplificare. Știți că se mai aplică măsuri de simplificare și pentru livrări de aur de investiții, furnizări de telefoane mobile, furnizări de dispozitive cu circuite integrate, furnizări de console, jocuri, table, tablete și laptopuri, cu condiția ca valoarea bunurilor livrate înscrise într-o factură să fie egală sau mai mare cu 22.500 de lei. Deci pentru telefoane mobile, pentru dispozitive cu circuite integrate și pentru tablete, laptopuri, măsurile de simplificare se aplică până pe 31 august 2018. Câteva dintre soluțiile date de Ministerul de Finanțe, dar anumite problematici, nu știu. E posibil să vă confruntați și dumneavoastră cu aceleași probleme cu care ne-am mai confruntat și noi. Ce întrebări am mai avut noi mai frecvent acum în ultimul timp a fost referitoare la modul de impozitare a veniturilor din silvicultură. Deci, după cum știți, începând cu 1 februarie 2013, veniturile din silvicultură sunt impozabile, da? Realizate de persoane fizice. La un moment dat s-a pus problema dacă, în cazul unei persoane fizice care deține terenul forestier și care vinde masele noastre pe picior sau nu știu, exploatează altcineva acea masă lemnoasă și apoi vorbinde din debuștanul respectiv, dacă datorează societatea care achiziționează materialul lemnos, datorează impozit prin reținere la sursă, sau dacă persoana fizică care realizează efectiv venitul are obligația declarării și plății impozitului aferent veniturilor din silvicultură. Veniturile din silvicultură, pentru ele se datorează impozit, iar impozitul se determină pe baza regulilor stabilite pentru activități independente. Adică, pe baza evidenței contabile în partidă simplă, evidențiindu-se veniturile și cheltuielile aferente acelor venituri. În cazul în care se realizează astfel de venituri, persoana fizică respectivă are obligația înregistrării la organul fiscal, depunerii formularului 220 pentru stabilirea plăților anticipate în cursul anului, iar la sfârșitul anului trebuie să depună declarația până pe 25 mai a anului următor, cel în care realizează venitul, trebuie să depună declarația 200 în vederea determinării impozitului anual. Deci nu există obligația, noi am avut ce puțin întrebări de la societăți comerciale.
Deci nu există obligația societății comerciale care achiziționează masă de masă, de picioare sau de stand de la persoane fizice care dețin în proprietate terenul forestier respectiv păduri, deci nu este obligația reținerii la sursa impozitului, obligația acestui impozitului revenind persoane fizice. Da? Și astfel este și răspunsul de Ministerul Finanțelor. Acum mai era un răspuns referitor, de exemplu, la măsurile de simplificare pentru livrarea de transformatori, livrarea de către o societate comercială a unor transformatori scoși din funcțiune, fără a avea loc o dezmembrare a acestora, atât înainte de 1 ianuarie 2016, cât și după 1 ianuarie 2016. Deci după 1 ianuarie 2016 ați văzut că sunt prevederi legale care permit aplicarea măsurilor de simplificare cu condiția deținerii acelei autorizații de mediu și cu condiția existenței unor prevederi referitoare la dezmembrare încheiate între furnizor și cel căruia îi se livrează bunurile respective. Înainte de 1 ianuarie 2016 nu erau prevederi referitoare la livrarea transformatorilor scoși din funcțiune, exprese, adică nu puteau fi aplicate măsuri de simplificare. Deci, pentru cazul acesta, cu transformatorii scoși din funcțiune, fără a avea loc o dezmembrare acestora, înainte de 1 ianuarie 2016, erau livrați cu TVA, iar începând cu 1 ianuarie 2016 pot fi livrați aplicându-se măsurile de simplificare, așa cum am mai menționat, prin deținerea acelei autorizații și existența unei prevederi exprese în contract încheiat referitoare la dezmembrare. Referitor la convențiile civile. Și aici au fost posibile discuții. După cum știți, în legea 571, valabilă până la 31 decembrie 2015, erau prevederi potrivit cărora venitul realizate pe bază de convenții civile erau induse de creditorul de venit prin reținere la sursă cu o cotă de 10%, iar în cazul în care în contractul respectiv se stipula reținerea cotei de 16%, se reținea 16% de către creditorul de venit, beneficiarul venitului neavând nicio obligație de depunere a declarației de usuri. Această prevedere era la articolul 52 și la articolul 52 indice 1 din codul fiscal respectiv din legea 571. Odată cu intrarea în vigoare a legii 227, prevederile referitoare la reținerea la sursă pentru veniturile realizate pe bază de convenții civile nu mai sunt detaliate și nu mai apar în codul fiscal. Astfel încât aceste venituri se impozitează în funcție de deci luându-se în considerare definițiile de la articolul 7, ori se impozitează ca venituri din activități independente, ori se impozitează ca venituri din activități dependente. Deci, încadrarea unei activități ca dependentă sau independentă este prevăzută la punctul 7, la articolul 7, punctul 1. Și aici se definește activitatea independentă astfel. Deci, orice activitate desfășurată de o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre criteriile menționate expres la punctul 3 al aceluiași articol, se încadrează pe activitate independentă. Dacă din cele 7 criterii enumerate nu sunt îndeplinite 4 condiții, atunci activitatea este considerată dependentă
și se plătesc toate obligațiile aferente în venitul din salarii, impozit și contribuții. Dacă se îndeplinește, deci trebuie să aveți în vedere și atât criteriile enumerate la articolul 7, cât și prevederile din contract. Atunci când faceți încadrarea unei activități pe dependență sau independentă. Iar în cazul în care activitatea se încadrează pe o activitate sau veniturile sunt plătite, iar activitatea se încadrează ca și activitate independentă, persoana fizică are obligația de a depune declarații și de a plăti impozitul și contribuțiile sociale aferente bugetului de stat. Deci nu aveți dumneavoastră obligația reținerii la sursă a impozitului. Referitor la acordarea de hrană cu titlul gratuit salariaților. Deci aici s-a pus problema dacă sunt venituri care se supun impozitului pe venit și contribuțiilor sociale aferente la persoanele fizice care primesc hrană acordată gratuit de angajatorul lor. După cum știți, în legea 227 se menționează la articolul 76, alineatul 4, litera C, nu este impozabilă în înțelesul impozitului pe venit hrana acordată de angajatorii angajaților, în cazul în care, potrivit legislației în materie, este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității. În ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale, prevederile le regăsiți la articolul 142, litera S, punctul 4, unde se menționează că hrana acordată de angajatorii angajaților în cazul în care, potrivit legislației în materie, este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității, nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale. Prin urmare, dacă există un act normativ care, eu vă dau un exemplu, există un act normativ, de exemplu, ordinul 63-2008, unde al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, unde la articolul 5 se menționează că regulile generale de biosecuritate trebuie completate cu măsuri proprii și suplimentare implementate de o, era vorba de o exploatație de porcine, da? Și se prevede, se prevăd măsuri sanitare veterinare destinate limitării apariției bolilor transmisibile, bolilor contagioase.